Ramona Pandele vă prezintă jurnalul AgroTV. Bun găsit! Începem jurnalul AgroTV cu o informație de impact. România ar putea opri exportul de semințe de floarea soarelui, a anunțat recent Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților. O astfel de decizie este una fără precedent pentru țara noastră, însă ea ar putea fi luată pentru a evita o eventuală penurie de ulei de floarea soarelui, în contextul internațional creat de conflictul din Ucraina. Marcel Ciolacu a precizat că guvernul ia în calcul să mărească rezervele statului în privința mai multor produse, pentru a se evita o criză economică de mare amploare, așa cum anticipează economiștii. Citez: voi mări rezervele statului și la grâne și la cartofi. Am avut o discuție cu premierul și îmi asum că la floarea soarelui să oprim exportul. Nu putem lăsa producătorii cu produsele nevândute. Semințele de floarea soarelui le cumpără statul la prețul pieței și apoi le vinde fabricilor din România. Este zona în care Ucraina trimitea cele mai multe produse. România este grânarul Europei. Vom veni cu scheme de ajutor pentru sectorul de procesare. Am încheiat citatul din declarația demnitarului Marcel Ciolacu. Se va opri sau nu exportul de floarea soarelui din România? Urmărim subiectul, iar toate informațiile le puteți găsi în platforma media AgroTV. Gata, este lege. Incendierea și îngroparea deșeurilor devin infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 ani. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. În plus, a fost definită în lege acțiunea de abandonare a deșeurilor, pentru care există o sancțiune contravențională atât pentru persoanele fizice cât și juridice, care poate ajunge până la 70.000 de lei. Mai multe detalii în materialul următor. La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, executivul a aprobat în ședința de guvern o ordonanță de urgență privind unele măsuri de eficientizare a gestionării deșeurilor. Una dintre principalele prevederi ale actului normativ se referă la incriminarea unor fapte cu impact semnificativ asupra mediului, calității aerului și sănătății populației, se arată în comunicat. Potrivit declarațiilor Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, discuția despre incriminarea acestor fapte nu este nouă. Încă de la începutul mandatului am considerat că pentru cei care se fac vinovați de astfel de fapte, nu este suficientă o amendă, iar aceștia trebuie să fie trași la răspundere penală. În acest sens, anul trecut am susținut cu bună credință o inițiativă parlamentară care viza același obiectiv. Din păcate, respectiva inițiativă are lacune grave de tehnică legislativă. Nu poate fi aplicată în forma propusă, iar inițiatorii nu au demonstrat că ar avea o soluție în acest sens. Între timp, fenomenul arderilor de deșeuri se intensifică și autoritățile responsabile de aplicarea legii au nevoie de instrumente puternice pentru a putea combate acest fenomen. Este motivul pentru care am considerat că orice altă întârziere ar fi împotriva interesului public și am decis să aprobăm aceste modificări prin ordonanță de urgență. Începând de acum, unitățile de parchet din țară, Poliția și Garda Națională de Mediu au la dispoziție cadrul legal pentru a stopa mafia arderilor ilegale de deșeuri din România, a precizat ministrul Tanțoș Barna. Totodată, prin noul act normativ, a fost interzisă arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației erboase. Pentru astfel de fapte, amenzile se vor ridica la valori cuprinse între 7.000 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice și între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoanele juridice. De asemenea, conform prevederilor ordonanței de urgență, aceleași sancțiuni vizează și pe proprietarii terenurilor care nu iau măsuri pentru prevenirea arderilor. O condiție obligatorie pentru fermierii care vor să primească subvențiile plătite de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în anul 2022 este să-și semneze cererile unice de plată. Fie la sediul local sau prin semnătură electronică, fermierii sunt obligați să îndeplinească această condiție, altfel nu vor fi eligibili la momentul începerii plăților. Fie că se deplasează la sediul local și le semnează de mână sau că solicită să facă acest lucru prin semnătură electronică, fermierii sunt obligați să-și semneze cererile, altfel nu vor fi eligibili la momentul începerii plăților. Toate schemele de plată pe care APIA le-a avut în portofoliu în anul 2021 se vor acorda și anul acesta. Nu există niciun fel de modificare legislativă. Bugetul este mai mare în comparație cu anul 2021, așa că bani sunt. Fermierii trebuie doar să continue să depună cererile de plată în același ritm. Una dintre condițiile obligatorii pentru a primi bani este ca până la data când vom demara autorizarea la plată, adică până la sfârșitul lunii septembrie, aceste cereri să fie semnate, fie că este semnătură
semnătură holograf, fie că este semnătură electronică, transmite șeful APIA Adrian Pintea. Reamintim că APIA primește cererile unice de plată pentru campania 2022 până la data de 16 mai, fără penalități, urmând ca mai apoi să existe o perioadă de 25 de zile în care fermierii vor putea depune cererile cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi de întârziere. Seceta face pagube mari și anul acesta în mai multe zone ale țării, iar fermierii încep deja să întoarcă culturile și să pregătească însămânțarea culturilor de primăvară, în speranța că măcar acum vor beneficia de niște ploi mai însemnate. În emisiunea Agricultura la Raport, realizatorul Ovidiu Ghinea a stat de vorbă cu mai mulți fermieri din mai multe zone ale țării pentru a afla care este situația culturilor agricole. Bihorul are o situație dificilă la ora actuală, având în vedere faptul că la noi seceta s-a instalat încă de anul trecut, vorbesc de partea sudică a Bihorului și puțin în nordul municipiului Oradea, astfel încât din aprilie anul trecut până la ora actuală avem un total de aproximativ 200 de litri de apă pe metru pătrat. Anul trecut, din aprilie până la 1 noiembrie, am avut 28 de litri pe metru pătrat. De la 1 noiembrie până în 31 decembrie 120 de litri, iar în lunile ianuarie, februarie și martie, inclusiv luna aprilie până astăzi, avem un total de 43,5 litri pe metru pătrat. Asta ce înseamnă pentru agricultura bihoreană? Înseamnă un minus de producție și eu cel puțin încă nu am început la semănat, încă stau să mă gândesc dacă voi însămânța porumb pe întreaga suprafață sau dacă va fi 100% însămânțat în terenurile care au rămas pentru culturile de primăvară, dacă voi însămânța suprafața planificată pentru porumb. În zona Moldovei, mai ales referitor la județul Vaslui, seceta pedologică severă își face apariția în fiecare an. Zona Vaslui, zona Moldovei în general, nu stă atât de bine din punct de vedere pluviometric. Precum au spus colegii noștri, la noi a plouat din septembrie până astăzi 110 litri. Adică seceta. Mult sub colegii din seara asta. E enorm. La noi grâu a răsărit în februarie-martie și vă dați seama, sunt foarte mari suprafețe care cu siguranță se va întoarce și se va semăna culturi de primăvară în caz că avem ploaie. Domnul Platon, spuneți-mi spuneți-mi dacă seamănă anul ăsta până în momentul de față cu ce a fost în 2020. Din punct de vedere al secetei. O copie fidelă al 2020, cu o secetă din toamnă, 6 luni fără apă. Ce pot să spui? E foarte greu. Aici trebuie intervenit legislativ. Numele meu este Coșma Bogdan. Lucrăm în circa 900 de hectare în momentul de față. În ultimii ani am avut probleme foarte mari cu diabrotica. În 2019, 280 de hectare au fost afectate. Larva de diabrotica a tăiat rădăcinile porumbului. În urma acestui atac am avut o pagubă de peste 40% din producție. Reprezentantul Chemark ne-a recomandat Microseed Geo în cantitate de 15 kg pe hectar. Estimăm o producție de 10-11 tone la hectar în acest an. Dăunătorii la sol, diabrotica sau agriotes, se hrănesc cu rădăcinile plantelor și pot diminua cu peste 50% producția. Microseed Geo, cu aplicare la sol, asigură o protecție de durată prin efectul de vapori, oferind și nutriția la start. Contactează acum un reprezentant Chemark Rom. Perioada de înscriere în programul Tomata s-a închis la 1 aprilie 2022, astfel că fermierii care au solicitat ajutorul de minimis de 3.000 de euro la 1.000 de metri pătrați vor fi luați la bani mărunți de inspectorii de la direcțiile agricole județene. Ce se întâmplă acum în ferme aflați din materialul următor.
În județul Olt, peste 5.800 de legumicultori s-au înscris în programul Tomata pentru a primi ajutorul de minimis pentru cultivarea tomatelor în spații protejate. Cei mai mulți dintre fermieri înscriși în program fiind din zona de sud a județului, din localitățile Izbiceni, Scărișoara și Tia Mare. Într-un interviu acordat pentru Ager Press, șefa Direcției Agricole Județene Olt, Gabriel Andronie, a precizat că doar în Izbiceni au fost depuse peste 1.000 de dosare. Până la recoltarea tomatelor, angajații DAJ vor face două serii de verificări în teren, prima dată fiind verificate suprafețele cultivate cu tomate, în timp ce la al doilea control, ce va avea loc cu câteva zile înainte de recoltare, se va avea în vedere evaluarea producției. Totodată, prin eșantion, se va verifica și dacă au fost respectate normele privind tratamentele fitosanitare și, în cazul în care probele prelevate din solarii vor fi neconforme, fermierii în cauză vor fi declarați neeligibili pentru acordarea sprijinului financiar. Specialiștii estimează că recoltarea tomatelor va începe undeva în a doua parte a lunii aprilie, urmând ca primele roșii de la legumicultorii olteni să-și facă apariția în piețe. Un amestec de trufandale de sezon, adică o salată, ceva ceapă verde și câteva ridichi, ar putea costa aproximativ 10 lei. Cel puțin așa promit legumicultorii din Buzău care au solariile încărcate de trufandale. În scurt timp, legumele vor fi bune de consumat și cât de repede vor ajunge în piețe la consumatori. Verde cât vezi cu ochii, așa arată solariile buzoianului Mircea Tatu, care se pregătește să scoată la piață trufandale crescute pe pământ românesc. Primele ridichi sunt gata de recoltare, iar producția se anunță a fi una foarte bună. Ridichile vor fi undeva la 3 lei, asta ar veni în jur de 6 ridichi, de exemplu, cam așa, o legătură de ridichi. Alături de ridichi, legumicultorul din comuna Cochirleanca va scoate pe piață și ceapă și salată. Ceapa nelipsită dintr-o salată sănătoasă. Nici nu se poate fără ceapă, n-are niciun gust. Toate au rolul lor în salată. Sezonul verdețurilor abia a început, iar legumicultorul promite că va avea la vânzare salată verde până în luna mai. Vom avea până după Paște. Până în mai, cred. Este o salată bună? E o salată bună, deja am început să ajung la maturitate. O să începem, deja am început să rupem. Gustoase și sănătoase, verdețurile vor avea prețuri pentru toate buzunarele. Legumicultorul din Buzău spune că o porție de salată de trufandale va costa 10 lei. Aici avem o salată care va fi în jur de maxim 3 lei, ceapa la fel undeva un 3 lei pe legătură și ridichile tot la fel. În jur de 8-9 lei va fi o salată bună, sănătoasă. Toți legumicultorii din jurul Buzăului muncesc pe brânci în această perioadă pentru a putea aproviziona piețele agroalimentare în perioada premergătoare sărbătorilor de Paște. Ștefan Petrache produce verdețuri pentru o pensiune din Mărăcineni, unde, la mare căutare, sunt mâncărurile de post. Salată, ceapă, spanac, e perioada lor și... Acum este și cea mai bună, e proaspătă. E proaspătă, nu este... Trecută. Nu este trecută, nu este îmbătrânită. Verde, proaspătă și bună. Și sănătoasă. La Buzău au fost deja scoase pe piață și primele roșii crescute pe sol românesc. Un kilogram costă 23 de lei, adică cu aproape 5 lei mai mult decât anul trecut. Producerea de răsaduri este o verigă importantă în legumicultură, pentru a ne bucura ulterior de plante viguroase și sănătoase și producții mari. Primul pas este alegerea semințelor certificate și a substratului liber de boli și dăunători și continuăm cu stimularea germinației, creșterea și dezvoltarea răsadurilor. Cum realizăm o lucrare simplă și eficientă cu răsaduri CRISCOR, aflați din materialul următor. Cum producem răsaduri de legume simplu și eficient folosind Albit? Pregătim un vas în care vom turna un litru de apă. Cu ajutorul unei seringi vom pune 2 ml de albit în litrul de apă din vas. Apoi amestecăm pentru omogenizarea soluției. Acordăm atenție și în alegerea semințelor de legume care trebuie să fie certificate.
punem semințele în vasul cu soluție de albit și le lăsăm la înmuiat pentru 3 ore. De ce procedăm astfel? Pentru că albit stimulează germinația semințelor. În timp ce semințele sunt la înmuiat, pregătim următorul pas în producerea de răsaduri, pământul și alveolele. Vom folosi un substrat steril, dar și alveole sterile. Umplem alveolele cu substrat, iar apoi prin suprapunerea unei alte alveole vom tasa substratul. La pasul următor vom pune semințele în alveole. Ca și recomandare, alveolele pătrate le vom folosi pentru răsaduri de roșii, ardei, vinete și ardei capia, iar alveolele rotunde pentru răsaduri de pepene galben și pepene verde. După ce am pus semințele, le vom acoperi tot cu substrat și îndepărtăm pământul în exces. Urmează udarea substratului în care am semănat și, în acest caz, folosim 2 ml de albit într-un litru de apă sau adăugăm și 1 ml de previcur dacă s-a folosit pământ de grădină. După ce alveolele cu răsaduri sunt pregătite, le vom păstra într-un loc cu o temperatură minimă de 18 grade Celsius, cel puțin până la răsărire și cu multă lumină. În faza de 2-3 frunze adevărate ale răsadurilor vom face o aplicare foliară cu ajutorul unui pulverizator în care am pregătit o soluție de 2 ml albit în 10 litri de apă. Revenim cu a doua aplicare a soluției de albit la 10-15 zile, pentru ca răsadurile să fie viguroase și cu rădăcini bine dezvoltate. Albit. Dă putere plantelor. Semne bune anul agricol nu prea are. Agricultorii din toată țara se plâng de secetă și se gândesc cu groază la producțiile din acest an. Pământul este uscat, iar pentru a ajuta plantele să se dezvolte, fermierii se gândesc chiar să înceapă irigațiile mai devreme. Anif Buzău este pregătit să dea drumul la apă la primul strigăt al agricultorilor. Iar anul acesta, anunță directorul instituției, se va putea uda o suprafață mai mare decât în 2021. În câteva zile, la Buzău ar putea începe irigarea suprafețelor cultivate, pentru care ANIF are deja încheiate contracte. Seceta îi determină pe agricultori să ceară acest lucru, astfel că, la rândul ei, ANIF Buzău este pregătită să onoreze solicitările fermierilor. Contractele au fost deja încheiate, așa că se așteaptă doar un semn din partea agricultorilor. În total sunt încheiate contracte de irigații pentru o suprafață de aproximativ 15.000 de hectare dintr-un total estimat pentru a fi irigat în acest an de peste 17.000 de hectare. Este vorba despre contracte multianuale potrivit filialei teritoriale de îmbunătățiri funciare Buzău. În ceea ce privește contractele sezoniere, ANIF anunță că, la prima solicitare, principalul canal de irigații, canalul Vest, va fi pregătit să asigure necesarul de apă. Această infrastructură deservește o suprafață de 24.000 de hectare. Simultan se reabilitează și cele patru derivații aferente canalului Vest, conducte îngropate în zonele Buzău-Spătaru, Ulmeni, Dealul Viei și Săhăteni, care vor asigura apa pentru organizațiile nou înființate. Ulterior finalizării lucrărilor, infrastructura secundară, preluată de la ANIF cu ajutorul fondurilor europene, va fi mult mai ușor reabilitată. Revoluția digitală a companiei Etufarm are potențialul de a schimba profund agricultura românească, iar dronele pot juca un rol esențial în acest sector. UKR Aeroservice este lider pe piața pentru producția de vehicule industriale aeriene fără pilot în scopuri agricole. Aparatele de zbor diferă prin faptul că nu funcționează cu baterii reîncărcabile, ci cu motoare pe benzină sau hibride. Echipamentul este simplu și ușor de operat, iar performanțele sunt mult mai bune în comparație cu alte produse aflate pe piață. Eficiența dronelor de la Etufarm este garantată de producător, mai ales că pot fi utilizate ușor și noaptea de către fermier. Această dronă are un bazin de combustibil de 3 litri. Combustibilul este benzină. Motorul produce curent și trimite către cele 6 motoare pentru a putea învârti elicele. Această dronă are un bazin de soluție de 25 de litri și este capabilă să facă în jur de 100-150 de hectare pe zi în funcție de substanța aplicată.
drona folosește un tip de stropire UMU, adică folosește picături ultra mici. Are 4 duze care produc picături microscopice și datorită curentului puternic de elice, picătura nu doar că ajunge direct pe plantă, dar este și presată pe frunza plantei pentru ca planta se poată hrăni cât mai repede din soluție. Eficacitatea soluției este de 100% și termenul pentru a putea vedea eventualele rezultate este mult mai rapid față de metoda clasică folosită de către fermieri până acum. Această tehnologie este adusă în România în urmă cu un an la firma noastră și putem spune că avem niște rezultate extraordinar de bune. Anul trecut atingând cota de 3000 de hectare de prestări în România și demonstrații. Această dronă poate fi folosită în orice împrejurare, mai ales în zonele de munte, datorită radarului mobil, care poate citi foarte bine zonele și dealurile. A fost mult plouat, nu putut să intrat în camp. Atunci cerut lucrări de dronă, prestări servicii, venit aici și acum al doilea an, deja noi dezvoltat avem 3 și acum formăm al patra echipa de dronele pregătite pentru sezonul asta, pentru prestări servicii dronele, demo tour, deci e tehnologia, interesul fiecare an vine mai mare și mai mare și mai mare la fermierii noastre în România. Această dronă poate fi folosită 24 din 24 datorită motorului care are un sistem propriu de răcire. În al doilea rând, drona este dotată cu lumini roșii-verzi care poate fi văzută foarte bine pe timp de noapte și în al treilea rând sunt camere cu ultraviolet și se vede la fel ca și ziua pe timp de noapte. Promovăm în toată platforma AgroTV orice inițiative legate de susținerea învățământului mediu sau superior, inițiative prin care elevii sau studenții au acces la meserii și specializări de care agricultura are mare nevoie. Recent, în jurnalul nostru, am prezentat o inițiativă a administrației locale din Argeș, prin care elevii sunt îndrumați să urmeze licee cu profil agricol sau chiar industrial, având asigurate burse și un loc de muncă sigur la terminarea studiilor. Mergem acum la Iași, unde Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară Vasile Adamachi derulează un proiect Erasmus cu accent pe practica la diferiți agenți economici. Proiectul este în cadrul Erasmus Plus. Este un proiect parteneriat școlar cu parteneri din Slovenia și Italia. Își propune, după cum vedeți și în titlu, care este sugestiv intitulat BioBread, să realizeze începând de la însămânțare, deci de la plantarea grâului până la produsul final, pâinea pe care am pregătit-o aici să o și gustați, să realizăm toate etapele și, evident, să promovăm un stil de viață sănătos, să promovăm agricultura ecologică, bio, care nu numai că este un trend, ci este probabil un must-have al societății actuale. De altfel, copiii noștri sunt familiarizați cu aceste aspecte, pentru că, fiind un colegiu agricol, una dintre principalele măsuri pe care le luăm este tocmai a influența în a le face alegeri sănătoase în alimentația lor. Și cred că, până la urmă, acest lucru trebuie să devină un stil de viață pentru noi toți, chiar dacă societatea actuală este una așa în care timpul ne ajunge mai puțin, dar măcar ideea că știm ce alegeri trebuie să facem pentru o sănătate bună, trebuie să o avem în vedere. Cât de mult sunt interesați elevii de la colegiul dumneavoastră de astfel de proiecte? Cât de importantă este, firește, partea practică? Eu cred că sunt foarte interesați pentru că orice proiect Erasmus este o deschidere către a afla lucruri noi despre alte civilizații, despre alte moduri de a fi a oamenilor din țările Uniunii Europene. Și evident că partea practică, cel puțin în cadrul acestui proiect, este extrem de importantă, pentru că ei nu numai că sunt beneficiarii a ceea ce învață pe parcurs, dar sunt cei inițiatorii tuturor activităților pe care le promovăm, începând, așa după cum vă spuneam, lucru în fermă de la plantatul bobului de grâu și până la produsul final și realizarea în cadrul laboratorului de patiserie a acestor produse. Evident că eu cred că deschiderea este foarte mare, pentru că pot face comparații cu ceea ce se întâmplă în țările Uniunii Europene și aceste comparații nu pot face altceva decât să le deschidă, așa cum spuneam, calea spre a trăi bine, a trăi sănătos și a trăi cât mai mult.
Urmează câteva minute dedicate promovării unor importanți jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul și cu alte subiecte de interes.